Sunt foarte bucuros că în raionul la noi mai avem încă un teren de artificial, de fotbal, a 13-lea teren, foarte bucuros, de ajutorul Federației Moldonești de Fotbal. La acest eveniment m-a avut copilașul bucuros, populația din sat e satisfăcută. E clar că toate ce se face fără Federația de Fotbal nu se face nimic. E clar că foarte mult contribuie și președintele Federației, Pavel Ciobanu, cu toată echipa sa. Știți că multe a făcut Pavel Ciobanu, mai ales pentru raionul telenești, cu o tradiție fotbalistică mare și sper că o să mă ajute și în continuare. Orice întrebare, orice problemă care am avut-o la Federație s-a hotărât pozitiv, adică orice solicitare a fost rezolvată pentru raionul telenești. Și mă bucur și sper că și în continuare să avem aceeași susținere. Foarte bucuros că dumnealui la conducerea cu și eu personal și din partea Asociației Raionale de Fotbal Telenești aș face un îndemn și o rugăminte către Paul Gheorghe și să mai menții în fotoliu de președinte al Federației că face lucruri bune și face ceea ce este necesar pentru tineretul de astăzi, pentru societatea noastră. Și aș ruga din partea mea personală și a colectivului de asociații și din partea familiei fotbalistice ca și să înainteze mandatul la președinție și următorul congres. Sunt emoții foarte pozitive, deoarece este un fapt îmbucurător că în raion s-a mai deschis un teren de mini-fotbal, unde copiii maturii îl vor exploata din plin și cred că din satul ăsta mic, cu o populație de 1000 și ceva de locuitori, vor deveni și sportivi care vor evolua arenele Republicii Moldova sau poate chiar arenele internaționale. De când s-a inaugurat acest program de către Federația de Fotbal împreună cu un frunte care este Pavel Ciobanu, am auzit aici cu toții că în toată Republica sunt peste 300 de terenuri. Este un fapt foarte îmbucurător, fiindcă ne-am săturat de cu să facem fotbal pe șesuri, pe terenuri nearanjate, neasamblate. Asta este o bucurie și o cerință a societății de astăzi. Tragem foarte mare nădejde că Federația și în persoana domnului Pavel Ciobanu, care din auzite vrea să nu mai candideze, dar noi îl susținem și sperăm că totuși se va răzgândi și își va pune candidatura pentru următorul mandat, fiindcă a făcut lucruri frumoase, lucruri care nu scrisă numai pe hârtie, dar le vedem în realitate, în viața de toate zilele.